Problemele financiare de la Clubul Pandurii Târgu Jiu dau mari bătăi de cap după ce mai mulți jucători neplătiți au depus memorii la Federația Română de Fotbal. Președintele formației gorjene, Narcis Răducan, spune că vânzarea lui Ioan Hora la Konyaspor, echipă din primă ligă turcă, a scos clubul din problema datoriilor. Însă nu definitiv, suma obținută de Clubul Gorjan asigură bugetul echipei pentru cel mult 3 luni. Pentru a rezolva problema cu care clubul se confruntă de aproape 8 luni, președintele Narcis Răducan spune că este nevoie de mult mai mulți bani decât cei obținuți din evoluția într-un meci contând pentru Europa League și din singura tranzacție prefectată de oficialii gorjeni. Banii nu sunt foarte mulți, dar orice venituri ne prind bine. Sunt suficienți pentru a plăti salariile restante? Vă dați seama că nu. Nu, în niciun caz nu sunt suficiente. Cum nu sunt suficienți nici banii care îi primim pe Hora, dar ne dă posibilitatea să mergem înainte, mai avem liniște 2-3 luni și o luăm de la capăt. Cam asta e modul de lucru în acest moment. Narcis Răducan speră ca CE Oltenia să reia finanțarea către echipa gorjeană cotată în continuare, cu șanse mari în a ocupa un loc de cupă europeană la finalul campionatului. Așteptăm cu nerăbdare să fim ajutați să ne susțină activitatea pentru a menține performanța care mi-a impus-o de un an de zile. Cred că și anul acesta avem șanse. Am adus jucătorii foarte buni. Am demonstrat încă din primele etape că nu ne mulțumim să ne raportăm doar la ce bani avem, ci ne raportăm la ce am făcut anul trecut și eu cred că cu susținere, fără îndoială, ne putem apropia de performanța de anul trecut când am participat în cupele europene. Pandurii Târgu Jiu au acumulat 7 puncte din cele 9 în primele 3 partide, iar Narcis Răducan, președintele clubului, afirmă că echipa antrenată de Petre Grigoraș poate termina campionatul pe podium dacă situația financiară se va îmbunătăți.